Primul centru regional de inovații și transfer tehnologic din nordul țării a fost inaugurat la Universitatea de Stat Ale Coruso din Bălți. Nortec va oferi cele mai bune condiții și tehnologii pentru dezvoltarea antreprenoriatului. Instituția este dotată cu săli de studii, laboratoare și incubatoare de afaceri și va deservi peste 4500 de studenți și antreprenori din nordul țării. Centrul are o suprafață de peste 6.000 de metri pătrați. Sediul acestuia se află într-un edificiu al Universității Ale Coruso, care a fost renovat recent. Instituția oferă acces la tehnologii performante în robotică, inteligență artificială, digitalizare sau securitate cibernetică. Acest centru ar fi o oportunitate pentru toți copiii din municipiul Bălți să comunice cu aceste tehnologii, să se dezvolte și să devine mai competitiv, mai bun. În cadrul centrului își vor putea perfecționa cunoștințele și 85 de elevi care fac practică la o cunoscută companie de cablaje din zonă. Învățământul clasic nu le chiar permite să fie pregătiți pentru tehnologiile și industria modernă. Noi ca companie oferim multe utilaje și spațiu este arendat la fel pentru o practică mai apropiată de zilele de astăzi. La evenimentul de inaugurare au participat premierul Natalia Gavrilița și partenerii de dezvoltare care au contribuit la realizarea proiectului. Oficialii au făcut un tur al centrului și au vorbit cu primii beneficiari. Asemenea proiecte le va da speranță și certitudine copiilor noștri că nu doar pot primi aptitudini foarte bune în Republica Moldova, dar își pot pe deplin realiza potențialul lucrând aici acasă. Oamenii noștri sunt foarte muncitori, sunt inovatori și am văzut asta că atunci când sunt create condiții, ei înfloresc. Investiția totală se ridică la 71 de milioane de lei pe lângă ajutorul financiar oferit de partenerii strategici de dezvoltare, cum ar fi USAID, Suedia și Marea Britanie. Guvernul a mai alocat alți 25 de milioane de lei. Această asistență va continua și la următoarele etape de dezvoltare. Este evident că Nortec va avea un rol revoluționar în regiunea de nord a Moldovei. El va stimula educația STEAM pentru tineri, programe universitare mai bune și oportunități pentru locuri de muncă bine plătite pentru absolvenții din domeniile IT și ingineria. Cred că așa ne-am văzut, am văzut împreună un exemplu pentru țară. Toate este posibil aici în Moldova. Deci mesajul pe scurt că vreau să dau este: hai Moldova, hai Bălți, hai Norte. În curând urmează lansarea programelor educaționale inclusive pentru tineri, fete și femei, copii din zonele rurale, proiectarea de laboratoare în parteneriat cu sectorul privat și lansarea programelor accelerare pentru start-up-uri, promovarea transformării digitale a afacerilor și a parteneriatelor transfrontaliere. Studiile desfășurate la Centrul Nortec urmează să fie aplicate în agricultură, industrie, servicii creative și alte sectoare ale economiei regionale.